248, Doamne, spre Tine privim. Tată Ceresc, venim cu reverență înaintea Ta să-Ți mulțumim că am avut îndemnul de a veni în casa Ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru pace, pentru liniște și pentru acest sabat minunat. Îți mulțumim că ai făgăduit acest timp pentru noi ca să ne aducem aminte de Tine, de creație și să ne odihnim împreună cu Tine gândindu-ne la ceea ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru că va urma un mesaj și te rugăm ca să faci ca servii Tăi să-l trimită de la Tine și să fie spus cu credință pentru inimile noastre și să-L primim cu drag, cu inima deschisă. Îți mulțumim că ești cu biserica noastră și pentru această familie minunată te rugăm să ai grijă de ea, de asemenea fi și cu oaspeții noștri de care suntem bucuroși, pe care suntem bucuroși să-i avem. Doamne, ne încredințăm Ție, fii cu noi în continuare, pentru toate fii slăvit, în numele Lui Iisus ne-am rugat. Amin.
pacea Domnului și bine ați venit la biserică. Mă bucur să vă văd pe toți aici după amiază, pentru că subiectul pe care îmi doresc să-l ating în minutele care urmează este un subiect care pe mine personal mă emoționează foarte tare și mă impresionează de fiecare dată când îl studiez sau când îl meditez. Acesta este moartea lui Iisus pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre, dar și viața noastră de creștini din această perspectivă a jertfei sfinte. Faptul că Iisus a murit pe cruce pentru a ne salva de păcat nu este un lucru pe care să nu-l știm sau despre care să nu fie auzit. Însă consider în același timp că este un subiect inepuizabil și atât de complex încât mințile noastre păcătoase nici nu pot cuprinde ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, nu pot cuprinde tot ceea ce s-a întâmplat cu adevărat atunci la Golgota. Un lucru însă îl știm sigur. Moartea lui Iisus pe cruce ne-a făcut liberi. Liberi de păcat și liberi de moarte. Liberi de moarte ca urmare a păcatului. Sacrificiul Domnului Iisus este greu de explicat în cuvinte. Însă acesta este oglindit de mai multe ori în Biblie. Și aș vrea pentru început să deschidem scripturile în cartea Numeri la capitolul 21, începând cu versetul 4. Tabloul care ne este pus în fața aici este unul de-a dreptul înfricoșător. Un popor este terorizat de niște șerpi înfocați. Nu numai că acești șerpi erau peste tot și nu puteau scăpa de ei niciun fel, ci aceștia mușcau și mușcăturile lor erau de moarte. În ciuda faptului că acești șerpi erau mușcăturile acestor șerpi, erau consecința păcatului israeliților, Dumnezeu a avut milă față de ei și atunci când Moise s-a rugat către el, el a venit și cu soluția. În versetul 8, Domnul a zis lui Moise: „Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi.” Ce minunată trebuie să fi fost această veste pentru israeliți. Chiar cred că s-au simțit foarte ușurați, pentru că oricine ar fi fost mușcat de acest șarpe, care în mod normal le-ar fi adus moartea, acum putea privi spre acest șarpe de aramă și putea fi salvat. Când citim această istorisire, nu putem să nu comparăm poporul de atunci cu noi, de acum. Și noi suntem robi ai păcatului, care aduce moartea. Însă Domnul Iisus a murit pe cruce, pentru ca oricine privește spre El să scape de această moarte și să aibă viața veșnică. Biblia este plină de simboluri, așa că mi s-a părut de-a dreptul bizar ca în această comparație Iisus să fie simbolizat de un șarpe, pentru că cu toții știm șarpele este simbolul satanei și reprezintă păcatul. Și de obicei Iisus este simbolizat printr-un miel. Atunci de ce aici jertfa Domnului Iisus este reprezentată de un șarpe de aramă? Pavel face referire la acest lucru și explică acest lucru în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Așadar, Dumnezeu, în dragostea sa nemărginită, l-a trimis pe Iisus ca să ia asupra lui tot păcatul din lume și să plătească prețul pentru acesta, în ciuda faptului că noi nu meritam. Știind acest lucru, sunt sigură că în mintea fiecărui creștin se pune întrebarea: cum aș putea eu să trăiesc viața mea de creștin în așa fel încât jertfa lui Iisus Hristos să nu fi fost în zadar? În primul rând, este important să înțelegem că viața de credință începe cu o moarte, cu o moarte a eului din trecut. Și odată cu moartea lui Iisus pe cruce și firea noastră păcătoasă trebuie să moară. În Roman 6:11, Pavel spune: „Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru.” Iar apoi, în Galateni, capitolul 2, versetele 20 și 21, imediat.
Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales ultima parte, și m-am gândit dacă Pavel, care este unul dintre marii apostole lui Hristos, își pune această problemă, că să nu facă zadarnic harul lui Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să-mi pun eu această problemă. Și insist să înțelegem că moartea sinelui în viața de credință nu este o necesitate, nu este o opțiune, este o necesitate, este de fapt o condiție fără de care nu putem obține viața veșnică. Am găsit un comentariu al unui pastor evanghelist pe nume Dietrich Bonhoeffer, care mi se pare demn de menționat și care explică foarte frumos acest lucru. Încep citatul. Dacă viața noastră creștină nu mai ia în serios viața de ucenicie, dacă am redus Evanghelia la o stare de înălțare emoțională care nu cere niciun sacrificiu și care nu face distinție între existența pământească și cea creștină, atunci nu putem decât să privim crucea ca pe un caz obișnuit, de zi cu zi, ca una dintre încercările și strâmtorările vieții. Când îl cheamă pe om, Hristos îl invită să vină și să moară. Este de fiecare dată aceeași moarte, moartea în Iisus Hristos, moartea omului vechi la porunca sa. Închei citatul. Așadar, diferența dintre un om care trăiește cu adevărat în Hristos, a cărei fire păcătoasă a murit, și unul a cărei fire păcătoasă încă nu a murit, este simplă și des menționată în Biblie. Un creștin adevărat privește spre cer, spre moștenirea viitoare, spre Iisus Hristos, în timp ce unul care nu a murit încă față de păcat privește spre lume, spre plăcerile acestei lumi și caută să fie plăcut de oameni. Ellen White, în Patriarhi și Profeți, face un portret al acestuia din urmă, comparându-l cu Esau, care și-a pierdut dreptul de întâi născut. Ea spune, el, Esau, îi reprezintă pe aceia care disprețuiesc valoarea mântuirii realizate pentru ei de către Hristos și sunt gata să sacrifice moștenirea lor cerească pentru lucrurile pieritoare de pe pământ. Mulți trăiesc pentru prezent, fără să se gândească sau să se îngrijească de viitor. Dacă trebuie să renunțe la ceva, la satisfacerea unui apetit stricat sau la binecuvântările cerului, făgăduite numai celui ce se tăgăduiește pe sine și se teme de Dumnezeu, cerințele apetitului biruiesc, iar Dumnezeu și cerul sunt cu totul disprețuiți. Când li se arată datoria de a se curăți de toate întinăciunile cărnii și ale spiritului, desăvârșind sfințenia în temere de Dumnezeu, ei se simt ofensați. Mulți sunt aceia care își vând dreptul de întâi născut pentru poftele trupești. Este sacrificată sănătatea, facultățile mentale se slăbesc, iar cerul este pierdut. Și toate acestea numai pentru o plăcere de o clipă, o patimă care este în același timp și dăunătoare și înjositoare în caracterul ei. Descrierea pe care am citit-o mi s-a părut una cu adevărat brutală. Și mai ales semnul de alarmă de la final este pentru fiecare creștin de-a dreptul înfricoșător. Pentru o plăcere de o clipă putem pierde cerul. Cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că în viața de zi cu zi să cădem capcană poftelor lumii este foarte ușor și cred că este la fel de ușor atât pentru tineri cât și pentru cei mai în vârstă. Există însă o veste bună. Schimbarea se poate produce și în noi. Și moartea firii păcătoase poate avea loc și în noi. Unul dintre cele mai încurajatoare exemple ale unei astfel de schimbări este chiar Simon Petru, ucenic al lui Isus. Acesta era departe de a fi un om rău. El credea în Isus și credea că el este Mesia, cel trimis de Tatăl. Era plin de râvnă pentru el, era investit în lucrare și dornic să învețe. Însă era încă legat de pământ. El nu ajunsese încă la nivelul la care să privească dincolo de ce era evident.
Sunt sigură că Simon și-ar fi dorit ca Iisus să fie acceptat de toți iudeii și după aceea să ajungă împărat. Însă acesta nu era și planul lui Dumnezeu, iar gândirea lui era una limitată. Să ne amintim de câteva episoade din viața lui Petru. Prima se găsește în Matei 16, versetele 22 și 23. Aici Iisus le spune ucenicilor ceea ce urma să se întâmple cu el și tot ceea ce avea să urma să sufere. Însă Petru, neputând înțelege ceea ce Iisus îi spunea, s-a împotrivit. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Ceea ce Iisus îi spune în continuare pare dur, însă era un semnal de alarmă pentru Petru atunci și cred că reprezintă un semnal de alarmă și pentru noi astăzi. Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Al doilea episod este cel binecunoscut. Iisus se află în fața Sinedriului, fiind interogat, iar Petru este afară în curte. Deși cu câteva ore înainte, plin de râvnă, acesta afirmase că nu va găsi niciodată o pricină de poticnire în Domnul lui, acum, stând în curte, firea sa păcătoasă a preluat controlul asupra lui. Și fiind întrebat dacă nu el era cel care umbla cu Iisus, acesta a negat vehement care avea vreo legătură cu el. Și nu a negat odată, nu a negat de două ori, ci a făcut-o de trei ori. Cu siguranță că atunci când a auzit cocoșul cântând, Petru a regretat amarnic ce făcuse, însă nu putea schimba trecutul. Se putea schimba doar pe el. Petru l-a văzut pe Iisus pe cruce, murind pentru el. L-a văzut înviat și l-a văzut înălțându-se la cer. Și atunci, în el s-a produs schimbarea. Petru a ajuns unul dintre cei mai mari apostoli și învățători ai lui Hristos, care a stat la baza creștinătății. Ce istorie încurajatoare este istoria lui Petru, pentru că schimbarea care s-a produs în el se poate produce în fiecare dintre noi. Și sunt convinsă că, în ciuda tuturor presiunilor și greutăților, dacă privim cu băgare de seamă la Iisus, și noi vom fi schimbați. Mă rog și îmi doresc să ne trăim viața de creștini în așa fel încât cuvintele lui Pavel din Coloseni, capitolul 3, versetele 9 cu 10, să ne caracterizeze și pe noi. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Amin.
Vă spun și eu pacea Domnului. În minutele care urmează, aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra câtorva pasaje din capitolul 3 al cărții Romani. Așadar, vom începe citind începând cu versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Vom mai citi versetul 12. Toți au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Din cauza păcatului, omul a fost înlăturat din prezența apropiată a lui Dumnezeu, pierzând astfel uimitorul privilegiu de care era menit să se bucure în această viață. Dacă vom continua să parcurgem capitolul, vom observa că se face referire la diferite părți ale corpului: gât, limbă, buze, gură, picioare, pentru a sublinia astfel că întreaga ființă a fost afectată de păcat, ceva s-a schimbat și, în consecință, și noi am fost schimbați din cap până în picioare. Totuși, Dumnezeu a făcut un plan care să readucă lucrurile la starea lor inițială. Toți am păcătuit, însă toți avem posibilitatea să fim răscumpărați. Nu este nimeni defavorizat și, mai important, nimeni nu este mai privilegiat decât ceilalți. Iudeii considerau că, întrucât erau născuți iudei, aveau un avantaj doar pentru că erau urmașii poporului ales al lui Dumnezeu, Israel. Însă Pavel afirmă că oameni diferiți din punct de vedere biologic sau etnic sunt absolut egali în ochii lui Dumnezeu în ce privește credința. Prin jertfa lui Isus, necesitatea păzirii legii lui Moise nu mai este singura cale de mântuire. Datorită lui Isus, tuturor ființelor umane li se oferă șanse egale de mântuire. Tuturor, fără deosebire, le sunt oferite îndreptățirea, răscumpărarea și ispășirea lui Isus. Legea lui Moise le-a fost dată israeliților nu numai ca să le fie un îndrumător în relația cu Dumnezeu, ci și ca să le limiteze tendința de a se simți mândri în fața lui Dumnezeu, tocmai pentru că păzeau această lege. În vremea lui Pavel, care coincide și cu vremea lui Isus, iudeii considerau că păzirea legii lui Moise era baza pe care îți puteai da seama dacă cineva îi aparține lui Dumnezeu și, în consecință, dacă poate fi mântuit sau nu. Vai de cei ce îndrăzneau să contrazică legea! Erau considerați răzvrătiți. Iudeii uitaseră și înțeleseseră greșit scopul legii. De multe ori și noi mai uităm care este de fapt scopul legii. Ajungem să o considerăm irelevantă, uneori demodată, alteori epuizată. Mie îmi place să compar legea cu oglindă. Ne arată cât de murdari suntem. Totuși, ea nu ne ajută să ne curățim. Importanța legii constă în faptul că ne oferă orientare, ne face conștienți că suntem păcătoși și că avem nevoie de cineva care să ne mântuiască și să ne curățească de păcate, lucru pe care noi nu am fi niciodată în stare să-l facem. Am parcurs recent relatarea unui frate pastor. Dumnealui este directorul departamentului de tineret al Uniunii Italiene și aș dori să vă citesc și dumneavoastră. El începe în felul următor. Cu câțiva ani în urmă a mers acasă la un prieten. Trebuia să-l iau și să mergem împreună la o întâlnire. Casa lui era situată chiar pe colțul unei străzi cu sens unic și pentru a ajunge acolo trebuia să ocolesc și să intru pe stradă, pe la capătul ei. Eram cu mașina și întârziasem. M-am uitat să văd dacă vine cineva și, nevăzând pe nimeni, m-am hotărât să intru pe strada cu sens unic, pe contrasens. La urma urmei, nu aveam de condus decât 5 metri. Știu la ce te gândești. Ești nebun. Asta e curată irresponsabilitate. Ei bine, ai dreptate. Doar că în acea seară mă gândeam.
Sunt numai 5 metri. El locuiește chiar pe colț, nu vine nimeni, pot să o fac. Totul a mers bine. Am intrat pe străduță și după 5 metri am parcat mașina. Chiar când mă dădeam jos din mașină, un bărbat în uniformă a oprit lângă mine. Știu la ce te gândești. Așa-ți trebuie, conștientule. Bărbatul era ofițer de poliție și mi-a cerut actele. Conduceam o mașină închiriată. Am deschis instinctiv compartimentul în care țineam de obicei actele în mașina mea. Dar nu le-am găsit acolo. Am început să transpir. Polițistul îmi tot cerea actele, dar eu pur și simplu nu le găseam. Apoi mi-a spus să cobor din mașină și să-l urmez. Casa prietenului meu era chiar vis-a-vis de sediul poliției. Chiar când ieșea din sediu, polițistul mă văzuse făcând acea manevră neinspirată. L-am urmat în birou și i-am dat permisul, documentul de identitate, pe care se poate citi foarte clar că sunt pastor, și contractul de închiriere a muncii, a mașinii. Acesta își continuă relatarea în felul următor. După ce polițistul mi-a spus, mult mai multe decât ți-au trecut ție prin minte, a intrat în birou și m-a lăsat în sala de așteptare. Nu puteam răspunde reproșurilor polițistului. Nu puteam să spun niciun cuvânt. Mă simțeam umilit, mă simțeam ca un idiot, ca un nenorocit irresponsabil. După o vreme, acesta s-a întors și mi-a zis: o să te termin, ești nebun. Îți vom suspenda permisul de conducere ca să nu-ți mai pui în pericol nici viața ta, nici viața altora. Apoi s-a întors la biroul lui și m-a lăsat singur din nou. După acele cuvinte, am început să-mi dau seama de fapt ce făcusem și ce probleme implică acest lucru. La început încercasem să mă justific, dar apoi m-am simțit chiar mai vinovat. O căutasem culmânarea. Nu vă mai spun la ce mă gândeam în acele momente. Deja mă vedeam mergând pe jos la muncă sau luând autobuzul pentru a mă deplasa dintr-o parte a orașului în alta, lucru pe care îl detest. Eram neliniștit. Treceam prin niște momente destul de neplăcute. După 45 de minute, care mi s-au părut o veșnicie, polițistul a intrat în sala de așteptare, mi-a dat actele înapoi și mi-a zis: poți să pleci. Mă întrebam: adică vrei să zici că pot să plec cu actele? Am înțeles bine? Polițistul a văzut că ezitam, așa că a repetat: poți să pleci, nu vreau să te mai văd vreodată. Am încercat să zic ceva de genul: mulțumesc, domnule, îmi pare rău, nu o să mai fac niciodată, promit, însă el tot vorbea peste mine: pleacă odată. Mi-am luat actele și am plecat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Acum am învățat lecția. De fiecare dată când trec pe lângă acea stradă sau când văd o stradă cu sens unic, încă îmi mai amintesc prin ce am trecut în acea seară. Știu la ce te gândești acum. Ai scăpat ușor. Ai avut noroc. Dar oare a fost acela noroc? Nu sunt sigur. Însă am învățat un lucru. Am învățat ce înseamnă să fii păcătos. Să faci greșeli. Am înțeles ce înseamnă cuvântul har, să primești ceva neașteptat, ba mai mult decât atât, nemeritat. Am înțeles cum te simți când ai făcut o grămadă de greșeli, când ai dat-o în bară rău de tot, când aștepți să fii pedepsit pentru că ai greșit și totuși ești lăsat liber fără ca măcar să o meriți. Astfel își încheie pastorul istorisirea. Cu siguranță fiecare dintre noi ne-am regăsit într-o situație similară, într-o situație în care am făcut ceva și ne așteptam să fim pedepsiți. Nu merităm să fim iertați, ba chiar merităm să fim pedepsiți. Oameni fiind, ne-am obișnuit să facem greșeli. Uneori facem greșeli cu nerușinare, fără să ne gândim măcar la posibilele consecințe. Pavel ne amintește că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul nu este nevinovat, dar mântuirea pe care ne-a asigurat-o Iisus îi cuprinde pe toți și tratează păcatul în universalitatea Lui. Numai cineva care te iubește cu adevărat îți poate oferi așa ceva. Aș dori să vă amintiți următorul lucru.
Oricât de mare ar fi rușinea și decăderea cauzate de păcat, cinstea și înălțarea datorate iubirii răscumpărătoare vor fi și mai mari. Uneori, poate că ne simțim nevrednici sau simțim că nu merităm, dar haideți să nu mai uităm că Dumnezeu i-a declarat pe credincioși îndreptățiți în Hristos la începutul călătoriei lor, nu la finalul acesteia. Pe vremea lui Pavel și a lui Isus, oamenii credeau că este nevoie să facă ceva pentru a merita mântuirea. La urma urmei, din perspectiva omenească, observăm că primim cadouri numai atunci când avem o realizare. De exemplu, la ziua noastră de naștere, la o aniversare, de ce nu la o absolvire, trebuie să existe un motiv anume pentru care să primești un cadou. Dar dacă Dumnezeu ne-a declarat îndreptățiți în Hristos, la începutul călătoriei noastre, aceasta înseamnă că nu ne-a declarat așa pentru ceva ce nu am reușit încă să facem, ci tocmai pentru că mântuirea este un dar gratuit oferit tuturor celor ce îl acceptă prin credință. Nu există bariere care să ne împiedice să primim acest dar în afară de propria dorință de a-l primi. Tuturor ni s-a oferit mântuirea prin Iisus Hristos, în mod gratuit și nemeritat. Aceasta este ceea ce a făcut El pentru omenire. Toți cei ce cred în El și în ce a făcut El pot beneficia de acest dar. Prin credință, putem simți în viața noastră ce a împlinit Hristos pentru noi. Iisus a murit pentru toți, nu doar pentru câțiva sau pentru niciunul. Haideți să nu mai facem ca sacrificiul său să nu însemne nimic. Voi încheia cu o povestire scurtă. La 20 iulie 2012, Peter și Christo, amândoi având în jur de 50 de ani, se plimbau pe plajă având lângă ei o mare furtunoasă. În depărtare, doi copii continuau să se joace în ciuda avertizărilor slabe ale părinților lor de a nu intra în apă. O secundă mai târziu, râsul lor s-a transformat în plâns, iar bărbatul și femeia au început să strige, uitându-se cu atenție la marea furioasă, în speranță că își vor găsi totuși copiii. Peter și Christo n-au stat nici o secundă să se gândească, ci au sărit imediat în apă. De ce? Nu erau copiii lor. Ar fi putut să-i lase pe părinți să se descurce cu acei mici strângari. După o luptă crâncenă, cu natura înfuriată, cei doi copii au fost salvați. Dar cei doi bărbați muriseră. În câteva ore, alte inimi au fost lovite de durere. Alte două femei au îngenunchiat și au plâns neconsolate asupra trupurilor neînsuflețite ale celor doi bărbați. Plaja era pustie, numai ele și vântul rece pătrunzător. Nici urmă de familia a cărei durere se transformase în bucurie. Rudele celor doi eroi nu au primit recunoștință pentru salvarea celor doi nici atunci, nici după două zile la mormântarea celor doi bărbați curajoși. Cu 2000 de ani în urmă, trupul unui bărbat zăcea fără viață după o luptă crâncenă dată în văzul tatălui său. Există un singur motiv pentru care făcuse acest lucru, dorința de a le oferi înapoi viața celor doi copii neascultători ai săi, de a redea viața unei lumi căzute. Aproape niciunul dintre cei salvați nu a venit la mormântarea lui. Deși știa ce avea să se întâmple, a ales să se arunce în apele tulburi ale acestei lumi confuze. Poate te întreb de ce. Deoarece pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru a ne oferi viață. Deoarece pentru El, pacea dintre noi și El era mai importantă decât însăși viața Lui. Iisus a murit pentru toți, nu doar pentru câțiva, nu pentru niciunul. Haideți să nu mai facem ca sacrificiul său să nu conteze. Amin.
Vă spun și eu pacea Domnului. Mă bucur să ne aflăm într-un număr atât de mare. Nu știu dacă acest fapt se datorează buletinului informativ unde se află, unde scrie, apare acolo trei nume de tineri, sau pentru că pur și simplu a fost voia lui Dumnezeu. Îmi doresc ca să avem mintea receptivă mesajului pe care noi am vrut să-l transmitem și vrem în continuare și să avem și îngăduință față de eventualele greșeli sau ezitări care noi le punem pe seama emoțiilor. Voi începe cu o scurtă istorisire. În anul 1692, orașul Port Royal din Jamaica literalmente a alunecat în mare atunci când a fost lovit de un cutremur violent. Mulți au prezis că acest oraș corupt de pirați și asasini va suferi într-o zi judecata lui Dumnezeu. Prin urmare, dezastrul nu a surprins pe nimeni și cel mai puțin pe grupul de oameni religioși care au pierit împreună cu cei răi. Un astfel de om a fost Geldy Lewis, care s-a născut în Franța, dar a plecat în lumea nouă în căutarea libertății religioase. Când a venit primul șoc violent, Geldy a fost îngropat adânc sub pământ. Uimitor, el a rămas conștient și și-a dat seama ce s-a întâmplat. El s-a lăsat în voia lui Dumnezeu. Dar, câteva clipe mai târziu, pământul s-a zguduit a doua oară și a explodat, aruncându-l pe Geldy în zbor prin aer și peste Marea în clocot. El a aterizat nevătămat în apă și a notat până ce l-a ridicat o barcă. Geldy a trăit timp de 47 de ani după salvarea lui miraculoasă. A murit în anul 1739 și astăzi, pe piatra funerară de pe mormântul său, încă spune povestea experienței sale uimitoare. Cel mai sigur loc din lume este în mijlocul voii lui Dumnezeu. Nu contează dacă sunteți înconjurați de războaie, de tornade, de vulcani, de inundații. Dacă sunteți în mijlocul voii lui Dumnezeu, nu aveți de ce să vă îngrijorați. Biblia spune, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Ioan 2,17. Dacă urmați voia lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Am auzit de multe ori întrebările, cum știu ce vrea Dumnezeu să fac cu viața mea, de unde să încep, care este voia Lui? Și aceste întrebări sunt niște întrebări foarte bune, chiar cele mai bune în calitate de creștin. De ce? Deoarece Iisus ne-a învățat, pe lângă toate învățăturile pe care ni le-a dat, ne-a învățat și cum să ne rugăm. Și El a spus așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta. Înainte de a intra într-o listă de moduri în care putem aplica principiile biblice pentru a afla voia lui Dumnezeu, haideți să ne referim întâi la unele practici dubioase pe care noi creștinii le utilizăm adesea. În primul rând, creștinii ar trebui să evite recurgerea la metode care duc la a da cu banul. Eu nu spun acum că Dumnezeu nu poate vorbi printr-o monedă, dar aruncarea este ceva ce se face la jocurile de fotbal. În opinia mea, dacă iau o decizie pentru o viață, vreau o îndrumare mai bună decât cap sau pajură. Desigur, în Biblie, unele probleme s-au decis prin tragere la sorți. De exemplu, pentru alegerea unui lider. Într-un vas de lut se puneau mai multe pietre și o piatră de o culoare diferită. Și vasul trecea de la fiecare om în parte, îl scutura și lăsa să cadă o piatră. Dacă, de exemplu, mie mi-ar fi căzut piatra de culoare diferită, eu aș fi devenit liderul lor. Sigur, s-a tras la sort și pentru hainele Domnului Iisus Hristos. Însă uneori, atunci când se dă cu banul și nu se obține fața care se dorește, se spune, hai să facem două din trei. Știți jocul piatră fără hârtie? Noi când pierdem, ce facem? Hai să facem două din trei, că poate câștigăm. Nu, noi nu vrem să acceptăm, nu vrem să, vrem să facem oricum, doar să ajungem la rezultatul dorit. Știți ce spune Dumnezeu? El spune așa, omule, nu face asta. Nu faci asta pentru că îmi dai doar două opțiuni. Aș putea avea 1000 de variante pe care tu încă nu le știi. Nu-L puneți la colț pe Dumnezeu. Nu utilizând astfel de metode. Dumneavoastră încercați să limitați felul cum vă răspunde Dumnezeu. Deci folosiți-vă mintea și rugați-vă. Rugați-vă mai degrabă pentru înțelepciune divină. Când Gedeon încerca să obțină asigurarea că putea să meargă la luptă împotriva maleciților și madianiților, a pus pe câmp un val de lână. Și el a spus așa, dacă mă trezesc dimineață și este rouă pe lână, dar nu și pe câmp, acesta va fi un semn. Ei bine, așa s-a întâmplat. Dar
Ce a spus el? Poate că este un fenomen natural. Hai, Doamne, să mai încercăm o dată. Fii atent. Mâine lâna să fie uscată și pe câmp să fie rouă. Și așa s-a și întâmplat. Și în cele din urmă, Gedeon s-a simțit liniștit. Unii au tot felul de lână pe care o scot pentru Domnul și uneori nu e rău să se spună că, bine, Doamne, am de gând să caut dovezi de la tine. Dar putem intra în procedeul de a întinde lână pentru a testa voia lui Dumnezeu, ne dorim niciodată să acceptăm răspunsul pe care îl primim. Ați întâlnit probabil pe cineva care ia decizii deschizând repede la întâmplare Biblia și ori și unde îi se oprește degetul spune: acesta trebuie să fie mesajul lui Dumnezeu pentru mine. Încă o dată, fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți cu privire la utilizarea Bibliei ca pe o placă Ouija. Vreau să fac o paranteză. Pentru cine nu știe ce înseamnă o placă Ouija, aceasta conține semne, litere și cifre, în special pentru comunicarea cu spiritele. Nu spun că Dumnezeu nu poate conduce în acest fel. Uneori, Domnul închide ochii la neștiința noastră. Dar nu cred că este recomandabil dacă vă lipsește o relație puternică cu Dumnezeu. Ați putea deschide Biblia dumneavoastră la întâmplare și brusc să vă cadă degetul pe versetul unde spune că Isaia a umblat 3 ani desculț și gol. Și evident că nu este voia lui să se întâmple asta. Și iar acum nu voi mai aborda și subiectul viselor sau viziunilor pentru același motiv. Pentru că dacă ne lipsește o relație puternică cu Dumnezeu, nu putem aprofunda acest aspect. Ne confruntăm cu o mulțime de decizii importante în timpul vieții. Atunci când noi tinerii terminăm liceul, ne gândim ce facultate să urmăm. Voi mai merge la facultate? După aceea ne întrebăm, ce job mi se potrivește? Cu ce persoană să mă căsătoresc? Oare să mă mai căsătoresc? Înainte de a intra în afla ceea ce ar vrea Dumnezeu să facem, în orice împrejurare dată să ne ocupăm de unele elemente de bază. În primul rând și mai presus de orice, este voia lui Dumnezeu să fiți mântuit. Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 2 Petru 3,9. Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16. Ce faceți în viață ca profesie ar trebui să treacă pe planul secundar, dacă nu aveți încă o relație mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, atunci când unele dezastre naturale lovesc și distrug case, de multe ori auzim societățile de asigurare că se referă la ele ca la o acțiune a lui Dumnezeu. Aceasta nu este întotdeauna adevărat. Nu tot ce se întâmplă este după voia lui Dumnezeu. Așa cum am citit, Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară, dar unii tot au să piară. Evident, dumneavoastră și cu mine am făcut de asemenea unele lucruri în viața noastră care nu erau după voia lui. Astfel că nu putem spune întotdeauna că este o acțiune a lui Dumnezeu atunci când vine un taifun și mor cu miile. Amintiți-vă că diavolul a fost cel care a adus nenorocire în viața lui Iov. Cred că vom fi surprinși atunci când vom ajunge în cer și Domnul ne va da acel văl la o parte și vom vedea bătălia dintre bine și rău și vom realiza că nu întotdeauna s-a întâmplat așa cum își dorea el. De altfel, de ce ne-ar spune el să ne rugăm să se facă voia lui dacă oricum s-ar face întotdeauna? De aceea ar trebui să urmărim voia lui Dumnezeu. Dacă voia lui Dumnezeu se întâmplă întotdeauna, noi nu ar mai trebui să ne mai facem nimic să ne închipuim. Dar nu se face întotdeauna. Așa că trebuie să facem tot ce putem mai bine să o căutăm și să ne aflăm în ea. Primul pas este și cel mai important și adesea cel mai greu. Fiți pe deplin predat și dispus. Ioan 7,17 declară: dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Dumnezeu vă va face cunoscută voia sa, dacă veți fi cu adevărat dispus să o împliniți, odată ce ați înțeles care este ea. Rugați-L pe Dumnezeu să vă dea o inimă supusă și dispusă atunci când încercați să-i discerneți voia. În plus, predați-vă pe dumneavoastră înșivă lui Iisus înainte de a-L aștepta să vă conducă într-un loc în care să lucrați în numele Său. Dacă inima dumneavoastră se află într-o stare de răzvrătire și nu sunteți predat, de ce v-ar arăta Dumnezeu voia sa? Tot ce vă face El va fi să mărească simțământul vinovăției. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmi 119,105. Când căutați voia lui Dumnezeu, trebuie să deschideți Biblia, chiar mai mult decât o faceți în mod obișnuit. Rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute, să găsiți în cuvântul Său o anume călăuzire pentru viața dumneavoastră. Sunt încă un pic surprins că o mulțime de creștini căsătoriți se întreabă: Doamne, să-mi las soția și să plec cu altă femeie?
chiar ar putea să spună că eu văd binecuvântările lui Dumnezeu asupra noastră și chiar este voia lui. Toate lucrurile se întâmplă așa, parcă sunt de la el. Și nu știu, nu cred că ar trebui să așteptăm niciun răspuns de la Dumnezeu cu privire la acest aspect. Răspunsul este chiar acolo, în cele 10 porunci. Dumnezeu a declarat clar că poporul său nu trebuie să facă niciodată așa ceva. Vreți ceva și mai provocator? Dar dacă cineva ar spune, măi, ca să fiu promovat la job, trebuie să lucrez doar 2 sabate pe lună. Și asta pentru o perioadă limitată. Că după aceea, după ce o să fiu promovat, o să mă ierte Dumnezeu și lucrurile o să revină la normal. Și, din nou, consider că pentru acest lucru nu este nevoie de răspuns de la Dumnezeu. Este o certitudine. Vreau să fac voia Ta, Doamne, și legea Ta este în fundul inimii mele. Psalmii 40:8. Când am ajuns pentru Evanghelia lui Hristos, mi se deschisese acolo o ușă în Domnul. 2 Corinteni 2:12. Dumnezeu vă va arăta de multe ori ceea ce dorește ca să faceți, prin evenimente providențiale care se întâmplă în jurul dumneavoastră. Deci atunci când căutați voia Lui, țineți-vă ochii deschiși. Dacă Dumnezeu vă închide o ușă, nu încercați să o deschideți violent, cu piciorul sau, nu știu, în orice alt fel, doar pentru că e ceea ce voiați cu adevărat. Unii dintre noi nu vor să admită că ușile pot fi închise. Ca și Balaam, ne batem măgarul ca să meargă undeva și nu știm că un înger ne stă în cale. Ați putea pierde chiar ușa larg deschisă, plină de binecuvântări, care e atât de aproape. Nu o veți vedea și nu o vom vedea din cauza vederii dumneavoastră încăpățânate cu ochelari de cal. De fapt, Dumnezeu vă va permite de multe ori să faceți ceva ce nu este după voia Lui, pentru că insistați. Este ca și un om supraponderal de la birou care spune: de mâine nu voi mai mânca gogoși. Însă următoarea zi vine cu o cutie mare cu gogoși la serviciu. Și colegii lui spun: stai, ce faci? N-ai spus că renunți la gogoși? Păi stai să vedeți că a fost voia lui Dumnezeu aici. Păi cum? Păi stați așa. Când pe drumul spre lucru, era aglomerație. Și stăteam și mă uitam pe geam și am văzut o cofetărie unde se vindeau gogoși. Și am spus așa: Doamne, dacă este voia Ta, să găsesc un loc de parcare chiar în fața acestei cofetării. Și am făcut eu așa de vreo 10 ori în conjur și până la urmă s-a găsit un loc de parcare. Deci a fost voia lui Dumnezeu, eu așa zic. Fiți atenți, totul poate merge prost atunci când mergem împotriva voinței lui Dumnezeu, mai ales ca să facem voia noastră. Rețineți, Balaam și-a pierdut viața pentru această tragică greșeală. Verificați că urmați voia lui Dumnezeu trecând doar prin ușile deschise, în armonie cu cuvântul Său. Și El va deschide uși pentru slujire, pentru ocazii de promovare, pentru profesii, pentru relații, pentru persoana potrivită. Trebuie doar să cereți. Dacă doriți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, fiți prieteni cu Dumnezeu. Cum deveniți prietenul Lui? Discutați cu El. Tot timpul. Când îngerii erau pe cale să distrugă Sodoma, s-au oprit să-l viziteze pe Avram. Dumnezeu se întreba: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Prietenii discută împreună despre planurile lor, așa că luați-vă timp să vă rugați și să stați de vorbă cu Domnul. Dumnezeu își descoperă voia prietenilor și slujitorilor Săi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe 3 cu versetele 5 și 6. Ca să aflați voia lui Dumnezeu, aveți nevoie de credință. Dacă vă veți ruga și veți posti ca să-I cunoașteți voia, atunci să credeți că El vă va arăta voia Sa. Biblia spune că neprihănitul va trăi prin credință, deci să credeți că Dumnezeu are un plan cu dumneavoastră pe care vi-l va arăta la timpul Lui. Desigur că uneori este un lucru foarte greu de auzit, dar este unul foarte important de căutat. Cum altfel ar fi știut Avram când trebuia să-și ducă fiul la altar? Dumnezeu vă va vorbi și își va trimite Duhul Sfânt să vă călăuzească. Uneori, Duhul Sfânt este comparat în Biblie cu un porumbel. De multe ori Apostolul Pavel spune: Duhul Sfânt a spus, merge aici, alteori a spus, nu merge. El era într-adevăr în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră puteți practic testa
dacă este Duhul lui Dumnezeu, deoarece Duhul Sfânt nu vă va conduce împotriva cuvântului Lui. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit, vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Iacov 5 cu 11. Când hotărâți care este voia lui Dumnezeu, trebuie să vă decideți să aveți răbdare. Uneori devenim neliniștiți și dorim să facem aproape orice în afară de a continua să ne gândim la ceea ce ar trebui să facem. Dorim să acționăm mai devreme decât mai târziu. Dar uneori Dumnezeu vrea doar ca să așteptați. Poate că spuneți, dar aștept deja de atât de mult timp. Fiți mulțumit. Mai bine stați deoparte, așteptăm voia lui Dumnezeu cu locul de muncă potrivit, cu partenerul potrivit, școala potrivită, facultatea potrivită, decât grăbindu-vă înaintea Domnului cu locul de muncă nepotrivit, cu partenerul nepotrivit, școala, facultatea nepotrivită. Veți fi nefericit dacă nu aveți răbdare. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Luca 21:19. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni 3:23. Dar în timp ce așteptați cu răbdare noi direcții, continuați să faceți cu toată inima lucruri care vă e la îndemână. Mulți nu reușesc să îndeplinească voia actuală lui Dumnezeu cu viața lor, pentru că tânjesc după ceva diferit. Poate că vă gândiți, toate acestea sună ca niște sfaturi extraordinare, dar eu simt asta, mă simt în mijlocul voii lui Dumnezeu, chiar în momentul acesta. Este într-adevăr un loc plăcut și minunat unde să te afli, dar sunt șanse ca la un anumit moment din viața ta să ai nevoie de o schimbare de direcție. Roman 12:2 declară, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, de ce? Ca să puteți deosebi, testa binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulți creștini, de altfel credincioși, se găsesc singuri îndeplinind voia nedesăvârșită a lui Dumnezeu. Sunt neliniștiți și nefericiți. Uneori aceasta înseamnă că ei nu sunt mărturia consecventă, așa cum Dumnezeu știe că ar putea fi. Fiecare dintre noi să lupte pentru această voie bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Chiar dacă omul s-a despărțit de Dumnezeu din cauza păcatului, El ne-a dat o cale de a-i descoperi voia și El ne-a dat puterea de a o îndeplini. Fiți lutul maleabil în mâinile olarului și mulați-vă, nu numai că veți avea o bucurie în cer, o veți avea chiar aici pe pământ. În cele din urmă, toți cei din ceruri vor face voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Dacă dorim să fim acolo, trebuie să începem să o exersăm de acum. Amin.
Spre slava lui Dumnezeu, vom închide programul acestei după-amieze cu imnul Voia ta, Doamne, numărul 361. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Tată, bun pentru acest sabat minunat, îți mulțumim pentru protecția pe care ne-ai dat-o săptămâna ce a trecut și în această zi. Îți mulțumim pentru minunatele învățături pe care ni le-ai dat din acest serviciu divin și ajută-ne Tu să le punem în aplicare, să răstignim euul nostru în fiecare zi și să lăsăm ca Fiul Tău, Iisus Hristos, să domnească în viețile noastre. Și în orice decizie pe care o vom lua, să fie decizia în acord cu voia sa. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Înainte de a asculta o melodie, o ultimă melodie,